Sesizarea deputaților, grupului de deputați, se prevede modificarea articolului 70, care prevede imunitatea din textul, din denumirea articolului propriu-zis și articolul alineatul 3. Însă articolul 71 din Constituție prevede imunitatea deputatului în ceea ce privește exercitarea mandatului său de deputat, ceea ce ar însemna declarațiile lui politice, opiniile lui exprimate. De asta sau motivarea acestei sesizări a fost că imunitatea actualmente este văzută și exagerat cumva înțeleasă. Ori imunitatea este o garanție a deputatului în exercitarea mandatului și nu e o exonerare de la prevederile legale, de la răspundere penală inclusiv. Când urmează să fie examinat în Parlament și când ar putea intra în vigoare? Așa cum a anunțat și președintele Curții Constituționale, deci urmează a fi examinat după expirarea 6 luni de la avizul Curții Constituționale. Deci, matematic, undeva ar putea fi, deci suntem undeva în luna octombrie, probabil. Păi, mai simplu să ne spuneți, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că odată ce un deputat și încheie mandatul, nu va mai avea imunitate. Să ne spuneți mai simplu. Asta ar însemna că și în exercitarea mandatului de deputat, până la expirarea acestuia, deputatul va fi egal în fața legii ca oricare alt cetățean, deci nu va mai beneficia de această imunitate care astăzi limitează organele de drept de a face anumite acțiuni procesuale.